Valori că întâi Dumnezeu, după care sunt eu, după care soțul sau soția, după care copii, după care părinții, după aia restul. Da. De obicei, inversăm, stricăm această ordine și de aici apar dizarmoniile. Deci, după noi, următoarea persoană importantă este soțul sau soția. Drept pentru care gândim pozitiv la adresa lui, dacă are o problemă, încercăm să ne rugăm pentru el. Deoarece, în momentul în care a avut loc taina cununiei, s-a creat acest canal energetic între soți, mult mai puternic decât acesta pe care ni se întâmplă cu colegii de servici sau cu unii sau cu alții. Pe acel canal trimitem tot, și bune și rele. Da? Da. Dacă trimitem bine, bine primim. Bine avem. Și o să avem și în casă, bine și în familie și peste tot. Să dea Dumnezeu să avem putere să facem lucrul ăsta, să trimitem iubire și să ne iubim în același timp și să păstrăm, așa cum ați spus, această scară ierarhică ca fiind foarte important, pentru că acum realizez și eu, într-adevăr, ce mult înseamnă un dezechilibru punând altfel scara valorilor. Spuneați înainte de înregistrare că ne-ați recomanda anumite cărți. Da, v-aș recomanda o carte foarte importantă pentru a înțelege această legătură dintre noi și Univers, fiecare cu fiecare, noi cu Divinitatea. Modelul divin de Spalding, Bear Spalding, care a scris Viețile Maestrilor din Extremul Orient. E o carte extraordinară. După ce citești cartea aia, parcă nu mai poți să-i urăști pe nimeni, pentru că, în primul rând, îți explică foarte clar că ura aia se întoarce la tine. Deci nu prea mai ai dubii și zici, băi, n-am știut. E clar că știi ce se întâmplă. După care v-aș mai recomanda, e o carte extraordinară, o să încercați să o citiți și apoi să vedem dacă avem aceleași intuiții. Mai este o carte, Cum să te iubești pe tine ca să înțelegi mai bine pe ceilalți. O carte de Christopher Baird și Leonard. O carte la editura 3. Vă mai recomand de Scott, Drumul către tine însuți, o carte extraordinară, tot din acest motiv, că începi să te cunoști. Noi, de fapt, aici e o mare problemă noastră. Nu ne cunoaștem. Nu ne cunoaștem. Nu știu, dacă domne, nu ne descoperim pe noi, n-avem exact cum să cunoaștem nici pe cel de lângă noi. Drumul către tine însuți e o carte fenomenală, pentru că hai să înțelegi, băi, mă comport așa datorită faptului că uite s-a întâmplat ceva în viața mea și a creat acest dezechilibru. Hai să lucrez acolo ca să mai am comportamentul respectiv. Doamne, am să vă pun o întrebare. Acum eu vă cunosc că fiind o femeie foarte credincioasă, știu că povesteați de multe ori și în cursul acestor două emisiuni ne-ați pomenit de niște preoți monarhi valoroși, cunoscuți. Aș vrea să vă întreb pentru telespectatori, pentru a nu fi înțeles greșit. Suntem creștini, suntem creștini într-un Hristos și în Dumnezeu. Vorbiți despre arta orientală, vorbiți despre... Vorbiți despre maestri spirituali. Maestri spirituali din Orient. Face asta diferență cu ceva în ceea ce ne privește credința noastră în Dumnezeu? Nu. N-are nicio legătură. Pentru că n-aș vrea la un moment dat să ni se spună că noi facem parte din vreo sectă. Nu. Pentru că vrea să eliminăm. Exact cum vorbim despre viețile sfinților, care sunt cunoscuți prin biserică și sunt studiați și ce am studiat. Așa vorbim despre viețile unor maestri spirituali care nu i-au numit sfinți nimeni. Ei sunt de prin India, de prin Himalaya. Dacă erau aici, ei numeau sfinți. Adică, iar ce făceau acești maestri? Tot așa, puterea foarte mare în Dumnezeu, în divinitate, că îl numea univers, că îl numea și nu are nicio legătură. Cunoașterea, în primul rând, se cunoșteau exact, pe ei atât de bine încât au reușit. Deci ei aveau diverse manifestări, diverse caracteristici pe care fiecare dintre noi avem. Mai că nu le-am pus la vedere. Noi încă suntem așa sub un clopot, n-ai voie asta că e păcat, n-ai voie asta că e păcat. Și multe dintre astea. Am vrut să punctăm chestia asta. A fi religios e una, a fi credincios poate fi alta, da? Da. Deci nu înseamnă că un om religios este și credincios. Dar un om credincios sigur este și religios.
Da. E foarte important pentru a elimina orice fel de dubii din privința asta. Am studiat din toate domeniile, tocmai pentru a vedea. Dacă sunt în Himalaya, nu înseamnă că nu sunt a lui Dumnezeu. Și revenim la ceea ce am spus un pic mai devreme, că noi toți cei care suntem pe acest glob pământesc, facem parte... Toți avem același tată, da? Tatăl Ceresc. Indiferent că e Mahomet, indiferent că e oriental. Ce vin are el că s-a născut în mahomedanism? De ce l-a trimis Dumnezeu acolo? Asta nu înseamnă că nu e creștin sau nu îl iubește pe Dumnezeu, sau nu are legătură cu Dumnezeu. Ideea în pământănită aici la noi, în parte, din nu toți, dacă faci parte dintr-o altă confesiune, gata, nu mai ești creștin. Nu. Noi nici credem în Dumnezeu. Acord. Dumnezeu este, că-i Jehova, că-i Mahomet, că-i Dumnezeu celălalt. Este Dumnezeu. În schimb, cum spune Spalding, cea mai mare vibrație are energia cuvântului Dumnezeu. Cea mai mare. Mahomet, Jehova, mai puțin. Deci nu întâmplător. El a scris despre cei din Extremul Orient, dar vorbește de Dumnezeu, deci folosește cuvântul Dumnezeu, nu întâmplător. Da. Și o să găsiți în cărțile dumnealui această exprimare. Și pentru că mi-a venit acum în minte ce spunea Iisus în Biblie, noi din Biblie știm, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, sau de muștar, așa, de muștar, ați urni munții din loc. Mă, cu tremur, pentru că într-adevăr te înfioară când te gândești că dacă ai puterea să o faci, dar nu cunoști această putere. Uh-huh. Nu o cunoști, trebuie să o cunoști. Doamna Niculina, vă mulțumim tare, tare frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Ne-ați adus lucruri noi, benefice, ca întreaga dumneavoastră prezență la noi este benefică. Voi păstra aceste rugăciuni și invităm telespectatorii, dacă vor, să ne sune la 237-120, să ne spună care sunt părerile lor și dacă vor să ia cunoștință cu doamna Niculina în direct, poate vom face o emisiune în direct. Noi vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Și vă mai așteptăm la noi. Și la Viață la Armonie, stimați telespectatori, la aceleași ore, sâmbătă 15:30, duminică ora 17:00. La revedere!